Bună ziua dumneavoastră! Știm că avem mulți urmăritori pe canalul nostru de YouTube, Centrul Medical Diasan. Și astăzi am dorit să vorbim eu, doctorul Adrian Cătinean, medic primar, internă și gastroenterologie, și colega mea. Noemi Sofronie, nutriționist dietetician. Am vrea să vorbim pentru dumneavoastră despre infecția cu Helicobacter pylori, pentru că în continuare această temă este de actualitate, preocupă foarte mulți dintre pacienții noștri și aflăm că pe mulți dintre colegii noștri medici de familie consideră Helicobacter pylori, această bacterie care trăiește în stomac, dușmanul lor personal, să zicem, da? Și un pericol foarte mare pentru sănătatea pacienților noștri. Haideți să vedem prin prisma noilor date din literatură care este statusul. Trebuie să scăpăm de infecția cu Helicobacter pylori? Este atât de periculoasă cât se credea înainte, atunci când a fost descoperit și când a fost cauza tuturor relelor, ca să zicem așa, sau sigur lucrurile s-au mai nuanțat și această infecție poate fi uneori trecută cu vederea, să spunem așa. Și poate chiar avea beneficii pentru sănătatea noastră. Da, se pare că poate avea chiar beneficii pentru sănătatea noastră, pentru că acest microb este prezent la rasa umană de multe zeci de mii de ani. Astea s-au descoperit, sigur, pe mumii. Iar prezența lui, spuneam, că fiind de atâta vreme prezent, există o relație simbiotică între Helicobacter pylori și organismul uman, astfel încât poate avea chiar și un rol protectiv și se pare că are un rol protectiv în ceea ce privește boala de reflux gastroesofagian și atopia. Și aici mă refer la tot ce înseamnă alergie, dermatită atopică și mai ales astm bronșic. Dar să nu uităm, greutății. Da, să nu uităm și de relația cu obezitatea, adică s-au făcut niște judecăți de trend, da? Ce a crescut foarte mult în societatea noastră în ultimii 30-40 de ani, a crescut obezitatea, care este endemică, da? Și ce a scăzut. Și boala de reflux a scăzut incidența infecției cu Helicobacter pylori. Date mai vechi ale OMS, Organizația Mondială a Sănătății, spuneau că incidența infecției cu Helicobacter pylori în România este undeva la 70-75%, dar cu rata deosebit de înaltă de tratament antibiotic, da, pentru Helicobacter, indicația acestui tratament, la tot felul de colegi de-a noștri, eu zic că a mai scăzut și nu cred că poate fi vorba de tot 70%, pe când obezitatea, ce părere ai despre obezitate la copii sau tineri? S-au observat în America, din unele studii, că la copiii la care se eradichează Helicobacter pylori cu antibiotic, aceștia tind încet, încet, după terminarea curei, să ia în greutate, aparent inexplicabil. Dar da, s-a găsit această legătură între eradicarea... Sigur, dar asta nu se întâmplă numai în America. Nu, se întâmplă și la noi. Se întâmplă și la noi și știm foarte bine că tratamentele antibiotice repetate, în special înaintea vârstei de 3 ani, acești copii care au mai multe cure de antibiotice până la 3 ani, au un risc mare de obezitate la 6 ani, la 4 ani, 6 ani sau chiar la vârsta adolescenței, nu? Da. Ne puteți explica mai multe ce înseamnă Helicobacter pylori și cum se manifestă acestea? Da, deci Helicobacter pylori, pe înțelesul tuturor, este o bacterie flagelată cu o coadă helicoidală, de aici vine și numele, Helicobacter pylori, pentru că se cantonează la nivelul pilorului sau în zona pilorică a stomacului. Această bacterie se pare că se moștenește de la părinți, de la mamă, de la tată, da? Sau de la rudele apropiate cu care crește copilul și care, repet, ultimele date spun că ar avea o influență destul de mare în antrenarea sistemului imun. Astfel încât dacă
nu este prezent, atunci el nu produce o inflamație de grad redus și sistemul imunitar este mult mai reactiv, astfel încât copiii care nu au Helicobacter pylori pot să dezvolte mai repede și mai frecvent ast bronșic, deci boli alergice de tipul astm bronșic, dar nu numai, pe când dacă este prezent, chiar dacă produce o inflamație de grad mic, are efecte benefice în antrenarea sistemului imunitar. Sigur că da, există și celălalt spectru al bolii în care produce gastrită, produce inflamație, produce ulcere gastrice sau duodenale și, din păcate, la noi și în Est Europa încă produce foarte mult cancer gastric și atunci trebuie scăpat de el. La cine trebuie scăpat în primul rând? Păi, în primul rând, la persoanele care au rude de grad 1 cu cancer gastric. La aceste persoane există o cale predestinată de răspuns la un factor de agresiune și atunci, dacă există Helicobacter pylori la aceste persoane și șansa de a repeta același eveniment nefericit, adică dezvoltarea unui cancer gastric, este mult mai frecventă. Și la persoanele care au simptome tipice de HP? Nu există simptome tipice de HP, există simptome dispeptice. Aceste, adică, să explicăm mai ce înseamnă simptome dispeptice. Înseamnă balonare, senzație de sățetate precoce, durere, disconfort la nivelul epigastric, poate greață, poate senzația de arsură pe gât în sus. Dacă există numai senzație de arsură, atunci ai boală de reflux. Dacă nu, este acest sindrom dispeptic. S-a văzut că eradicarea sau îndepărtarea Helicobacterul pylori la aceste persoane aduce beneficii în 33% dintre cazuri. Ceea ce, sigur că nu e nici măcar majoritatea dintre cazuri, așa că trebuie să ne punem bine problema dacă Helicobacter pylori produce aceste simptome sau nu. Și cum ne putem da seama asta? Făcând o endoscopie. Făcând o endoscopie și văzând dacă există inflamație severă sau modificări de tip ulceros la nivelul stomacului și duodenului, astfel încât să fie bine argumentată îndepărtarea Helicobacterului pylori. Probabil că un alt fel de intervenție de tip regim alimentar sau poate preveni și infectarea cu Helicobacterul. Da, poate, poate duce la dispariția acestor simptome deranjante pe care mulți le pun pe seama Helicobacter pylori și de fapt nu este așa. Au legătură cu alimentația. Au legătură cu alimentația, au legătură cu microflora, cu microbiota și microbiomul. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre aceste subiecte, puteți să vedeți mai multe videouri pe canalul nostru. Și mai nou, stomac s-au descoperit mai multe bacterii decât se credea înainte. Da, deci sunt 10 la a treia, 10 la a treia, deci 1000 de bacterii pe milimetru cub. Pe lângă Helicobacter pylori existând și alte specii de bacterii. Când trebuie neapărat să scăpăm de Helicobacter pylori? Când trebuie neapărat sunt situațiile de ulcer duodenal, ulcer gastric, gastrită atrofică care este progresivă. Infecția cu Helicobacter pylori începe în porțiunea de jos, ca să zicem, a stomacului și progresează încet încet spre esofag. Și atunci dacă vedem că avem de-a face cu o gastrită de tip EMAG, nu este magazinul cu pricina, ci este acronimul de la gastrită atrofică multifocală datorită factorilor de mediu. În aceste situații, sau știu eu, Doamne ferește, mai grav, un limfom de tip MALT, în aceste situații trebuie scăpat de Helicobacter pylori, trebuie controlat dacă am scăpat testul din scaun, cel mai eficient. După o lună de la terminarea. Asta foarte important, la o lună de la terminarea tratamentului. Și dacă nu, sigur, continuat cu o altă schemă de terapie mai complexă, pe durata, o durată mai mare, deci se poate face o schemă de 10 zile la început. Cu 3 antibiotici și antisecretor. Acum depinde de schemă, nu o să insistăm, pentru că
acest material are scop educativ și nu de, de tratament. Pentru tratament trebuie să veniți la noi și să individualizăm situația în care vă aflați. Ce riscăm dacă nu o tratăm? Riscăm persistența bolii ulceroase și dacă avem antecedente de cancer gastric, sigur că o gastrită din aceasta atrofică cu metaplazie intestinală poate să ducă la cancer în mai mulți ani. Nu e un fenomen care se întâmplă de azi pe mâine, ci un fenomen care se întâmplă în 50 ani, dar dacă urmăm un program de supraveghere endoscopică pentru cei care au leziunile acestea severe, de metaplazie, care precanceroase, atunci putem să evităm lucrurile acestea. Care este legătura dintre obezitate și Helicobacter pylori? Dacă este. Este o legătură, cum am zis. S-a văzut că cei care își tratează Helicobacterul pylori cu antibiotic tind încet, încet să ia în greutate și copiii născuți... Asta datorită grelinei. Da, din câte am înțeles, da, care se secretă și în intestin. Se secretă și la nivel gastric, de către celulele parietale gastrice. Care, hormonii aceștia, mai ales, care au legătură cu, cu foamea, foamea și sețetatea. Și la fel și nivelul de leptină. Poate fi modificat de prezența sau de absența Helicobacter pylori. Trebuie să spunem că tratamentul pentru Helicobacter pylori e un tratament îndelungat cu mai multe antibiotice care cu siguranță deranjează și flora intestinală, microbiota, și care prin, în urma acestui tratament antibiotic poate să ducă la obezitate și această pentru modificare severă a microbiotei. Antibioticele scad flora, diversitatea florei intestinale și... Noi mi-ai putea să ofer niște sfaturi pentru cei care au, de exemplu, gastrită, cam ce să mănânce? În primul rând, sau boală de reflux? Boala de reflux sau în gastrită. Fumatul este strict interzis, acesta produce inflamație. Și exacerbarea secreției gastrice. Da. Patiseria, dulciurile sunt astea fac interzise. Cel mai mult rău. Cel mai mult rău, duc la arsuri, la reflux, gastroesofagian. Ca să nu vorbim de efectele care le au asupra florei intestinale. Hrănesc toate aceste patogene, tot ce înseamnă zahăr și grăsimi rele. Tot ce înseamnă prăjeli, sosuri, dressing-uri, fast food-ul și alimentele procesate. Și când zic asta, mă refer la toate acele alimente care au o listă foarte lungă de ingrediente, un paragraf de ingrediente, acelea pe acelea din start să le evitați. Unele fructe și legume nu că nu sunt sănătoase, dar acestea pot să agraveze arsurile, cum ar fi citricele, usturoiul, ceapa, fructele uscate, dar acestea vor fi reintroduse după o anumită perioadă, după anumită perioadă, pentru că fructele și legumele sunt sănătoase, conțin fibre și hrănesc flora intestinală. Da, care mai departe o să detaliem în alte videouri, au o influență foarte mare asupra funcționării complexului esogastro-duodenal. Cam atâtea, sperăm că cam atâtea pentru astăzi, sperăm că am fost destul de expliciți, da, în explicațiile pe care le-am oferit și așteptăm să ne urmăriți și în continuare pe alte subiecte. Mulțumim. Mulțumim.